François Fanon spunea că milostivirea este asemenea unui curcubeu. Are mai multe culori, are mai multe nuanțe, mai multe semnificații și de fapt corespunde nuanțelor iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ieri noi am descoperit o nuanță, o culoare, și anume iubirea lui Dumnezeu ca și milostivire plină de compasiune. Privirea lui Hristos, chipul lui Hristos, ne introduce în compasiunea infinită a lui Dumnezeu, asemănătoare cu pântecele matern în care primim viață și putem mereu să reînnoim viața, viața Harului. În această seară vă invit să medităm asupra unei alte nuanțe, asupra unei alte culori a acestui curcubeu al milostivirii. Și anume aceea de iubire fidelă. Milostivirea este iubirea, prietenia sau bunăvoința. Bunăvoința fidelă a lui Dumnezeu față de noi. Am ascultat la Evanghelia de la Sfânta Liturghie un moment în care Hristos cheamă două persoane, le cheamă pe această cale. Le cheamă să-i urmeze calea. Le cheamă pe calea milostivirii. Două persoane, o femeie păcătoasă și un fariseu. Și are niște cuvinte de chemare. Femeii păcătoase, căite prin lacrimile sale, îi spune: păcatele ți-au fost iertate. Mergi în pace. Ca și cum păcatele, calea ta s-a terminat, calea păcatului. Acum mergi pe această cale, pe calea milostivirii. Mergi în pace. Iar lui Simon îi spune alte cuvinte. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Cu alte cuvinte, zice, lasă calea ta acelui care judecă, acelui care privește mereu de deasupra, acelui care disprețuiește. Lasă această cale și intră pe calea iubirii, acelui care are nevoie de iertare. Intră pe calea milostivirii. Calea milostivirii este calea iertării. Noi unde ne aflăm? Putem să ne întrebăm, fiecare dintre noi, unde sunt eu predispus să cad? În prăpastia disprețuirii, a, știu eu, a tristeții, a faptului că nu mai găsesc valoare, valoarea iubirii care mi-o dăruiește, pe care mi-o dăruiește Dumnezeu, sau dimpotrivă cad în aceea a trufiei. De obicei, ispita oamenilor religioși este aceea trufiei, a oamenilor care fac lucruri foarte bune, dar este riscul să ne încredem în acele fapte bune. Și spunea cineva că pentru cei care sunt în prăpastia disprețurii lui Iisus, i-a fost de ajuns să le spune că iubește, să le spună că iubește și îi iartă. Pentru cei din cealaltă prăpastie a trebuit să urce pe cruce ca să le arate cât de multă au nevoie au și ei de iertare, de iubire.